Bună ziua dragii mei, Mihai Rakovician, realizator emisiunilor Dialogul Constructiv Salvează România și Cadastru pe Înțelesul Tuturor și cu această ocazie doresc să vă aduc la cunoștință că în această săptămână am sărbătorit patimile Domnului nostru Iisus Hristos, care dacă Duminica trecută a intrat un falist în Ierusalim când mulțimea l-a clama și îl venera ca un împărat, peste o săptămână, respectiv zilele acestea, l-au răstignit, judecat și aceeași personaje l-au condamnat la moarte, iar mâine vom sărbători învierea Domnului nostru Isus Hristos. De ce fac această introducere? Pentru că am pregătit pentru cei care ne urmăresc cu mare drag și respect răspunsul la o întrebare extrem de interesantă, zic eu. Mai este modern să credem în învierea Domnului nostru Isus Hristos? Și am făcut apel la echipa cu care realizăm aceste misiuni. Pe deasupra, am întrebat și inteligența artificială dacă este sau nu acest lucru interesant și vă invităm ca începând de mâine, de, de, la începutul zilei, să aveți posibilitatea să urmăriți oameni de mare, mare valoare care răspund la această temă sau au un mesaj extrem de important despre învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și vreau să vă anunț că au participat la realizarea acestor uh, mesaje profesorul universitar doctor Dumitru Bortun, filozof, profesor universitar doctor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice din București, uh, profesorul doctor uh, preot Stelian Tofana de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Preotul, doctor Nicolae Dura, vicarul Vienei, Mirel Talpeș, om de afaceri și uh, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Arad, Gigel Olaru, pastor din Lugoj, județul Timiș, Alexandru Chiu, scriitor, poet și epigramist din Balnoc, județul Timiș, preotul, doctor, Nicu Breda, din localitatea Cintei, județul Arad, comuna Zărand, Laurențiu Timiș, pastor și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Timiș, Daniel Cocar, pastor evanghelist din Timișoara. Evident că există extrem de multe persoane, personalități care și-ar fi dorit să manifeste punctele de vedere, pentru că subiectul este extrem de interesant actual, modern și știm foarte bine că dorința noastră este să-L cunoaștem pe Domnul Hristos și puterea înviei Lui și părtășia suferințelor Lui, astfel încât să ne facem asemenea cu moartea Lui, ca să ajungem cu orice chip, dacă vom putea, la învierea din morți. Și cu certitudinea pe care ne-o transmite peste viacuri cuvântul Domnului din, regăsit în biblioteca lui Dumnezeu, așa cum îi place preotului profesor Stelian Tofană să precizeze că Biblia este biblioteca lui Dumnezeu, orice dar, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. De aceea, Domnul nostru Isus Hristos a înviat și este purul viu. Un model care merită uitat. Și, evident, pentru că suntem în acest mare praznic al omenirii, nu putem să uităm ceea ce ne-a transmis Domnul nostru peste viacuri. Și el ne însărcinează pe noi, pe cei care suntem urmași ai lui, și ne precizează simplu și clar un discurs fără cusur, așa cum preciza profesorul Dumitru Borțun, specialist în comunicare publică și politică, și spunea că acest discurs, acest îndemn, această însărcinare pentru omenire este singura speranță. Isus. S-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu voi fi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Și pentru că anul acesta trăim un an efervescent în care se apropie cu pașrepez alegerile sau și ragul de alegeri pe care o să-l demonstrăm că românii au puterea în mâna lor și trebuie să o facă, mă duc tot la învățătorul nostru care a fost cel mai mare om cel mai mare învățat, cel mai mare profesor, și îi spune foarte limpede: cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Mi-am permis să fac această parafrazare plecând de la ideea pe care a lansat -o odată Marele Caragiale: Eu cu cine votez? Deci, dragii mei, plecând de la Domnul nostru Iisus Hristos, care este veșnic viu, trebuie să cercetați, să cereți de la cei care vă cer votul responsabilitate. Să bateți la ușile care vi se deschid, acolo unde găsiți soluții și nu declarații politice care nu vă ajută la nimic. Și pentru a vă Fructifica la maximum acest vot, căutați oamenii de valoare. Sunt printre români oameni de valoare cărora merită să le acordați încrederea, să-i trageți la socoteală, ei să înțeleagă că empatia este calitatea de care avem nevoie fiecare. Și în finalul acestei mici introduceri doresc să vă spun, dragii mei, Domnul Hristos ne-a trimis în lume ca pe niște oi, în mijlocul lupilor. De aceea, deschideți-vă bine ochii, atât ai minții cât și ai trupului și vedeți să vă faceți bine. Încercați să înțelegeți că Domnul Hristos a înviat și este veșnic viu. El e singurul care vă poate direcționa pașii spre lumină, spre ceea ce ne dorim pentru țărișoara noastră dragă și de aceea vă invit cu respect și drag să urmăriți aceste emisiuni, aceste mesaje pe care ne-am străduit să vi le furnizăm începând din această noapte pentru a înțelege simplu și clar Domnul Hristos a înviat pentru ca fiecare dintre noi să aibă viață veșnică, să aibă o viață mai bună, să aibă încredere că întâlnirea cu Bunul Dumnezeu la ziua judecății va face o alegere bună. Alegeți cui vreți să slujiți, spunea odinioară Iosua. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dragii mei, să zicem, candidați, învățați de la și istoriei. Alegeți cui vreți să slujiți. Voi trebuie să slujiți poporului român, nu pardelor sau cetelor sau intereselor meschine. Slujiți cetățenii pentru că ei merită acest lucru. De aceea rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea înțelepciunea care vine de sus, care este curată, sfântă și care ne dă speranță de mai bine. Astfel încât să putem să construim și să îngrijim grădina Maicii Domnului, care este România noastră dragă. Doamne, binecuvintează pe români, oriunde ar fi, orice ar face, indiferent de etnie, în așa fel încât bunătatea și dragostea ta să ne inunde. Hristos a înviat!